Doamnelor și domnilor, am revenit în direct aici la Agricultura la Raport, discutând despre accesarea fondurilor europene. Alături de mine în studio sunt Mimi Ioniță, Marian Vișuiliescu și Mihai Aron. Pe dumneavoastră vă invit să ne transmiteți mesajele pe pagina noastră de Facebook AgroTV minus Agricultura la Raport sau să sunați la numărul pe care l-avem afișat pe ecran, 031 405 2800. Vă spuneam de pagina noastră de Facebook, mulți telespectatori ne-au scris. Unul dintre acești telespectatori este și domnul Alexandru Dilă din Timișoara. Ne scrie următoarele: tatăl meu lucrează aproximativ 200 de hectare cultură mare. Aș dori ca eu să trec la etapa următoare și să încerc să închid lanțul cu procesarea grâului prin deschiderea unei brutării. Ce sumăsuri aș putea accesa? Prima întrebare. A doua întrebare: se pot accesa două sumăsuri în același timp? Spre exemplu, tânărul fermier și sumăsura pentru brutărie de mai sus menționat. Vă mulțumește frumos, domnul Alexandru Dilă. Pentru brutărie există sumăsura, care am discutat-o și data trecută, 4-2-BER, care exact cu ceva se ocupă, în sensul că produsul agricol final îl luăm și îl transformăm în produs alimentar. Corect, e foarte exact adevărat. Exact ce vrea dânsul să facă. Fermierul nostru, da. Da, și atunci trebuie să aștepte, deocamdată nu are timpul necesar, mai e deschisă 4-2, da, dar nu se știe cât va mai rămâne deschisă pentru anul acesta să se pregătească, pentru că va mai fi o sesiune spre toamnă, pentru că aici este un proiect un pic mai complex, în sensul că are nevoie de ce înseamnă proiect de proiectare, studiu de fezabilitate asupra clădirii pe care vrea să o construiască, sau dacă o are deja, se face un studiu de evaluare al clădirii și se face partea de propunere de montaj a utilajelor pe fluxul tehnologic necesar. Dacă este interesat, cu mare drag îl sprijinim și dăm și sfaturile de rigoare. Dacă poate să acceseze două măsuri în același timp, teoretic nu și practic nu, pentru că nu... Și nu e indicat. Nu este indicat, pentru că, pe de altă parte, ar trebui, într-adevăr, aici este o discuție, dar o discuție care, mă rog, sperăm, sau cel puțin pe partea de consultanță, să fie o discuție perpetuă vis-a-vis de aceste condiții artificiale, pentru că dacă vrea el să facă brutăria, adică să cumpere grâul, să-l macine și să facă pâinea, firul poate considera o condiție artificială. Așadar, ca să elimine lucrul acesta, ar trebui să intre în firmă cu tatălui și să facă pe firma care deja există la ora actuală. De ce? Pentru că se consideră, sau mă rog, se poate considera că nu poți să accesezi pe această firmă din vari motive și atunci ai creat o condiție artificială prin băiatul, mă rog, unul dintre copii, ceea ce sunt într-adevăr, mă rog, câteodată inepții, Ovidiu, pentru că sunt destul de mulți experți care au totuși niște ochelari de cal și nu se uită cu exactitate la... Mihai, situația de fapt. Soluția e simplă la dânsii, dacă vor ambele măsuri, tatăl să-i cedeze firma lui, îi cesionează toate părțile sociale de la firma care o are, iar tatăl poate să-și înființeze o societate nouă pe codul CAEN, al cărei poate să acceseze această brutărie. Și e tocmai bine, pentru că el rămâne pentru 2021 să depună. Dar, atenție, la 200 de hectare ori 600 de ESO-uri... Nu poate decât pe 4-1 să depășește, da, exact, tânărul fermier. Da, așa, da. Că... Și 4-1 este... E destul de greu acum. Chiar dacă o să mai fie o redistribuire, nu or să mai fie mulți bani. Adică și trebuie un punctaj foarte mare. Îi trebuie un punctaj foarte mare. Da. Bun. Domnul Dan Paul ne scrie următoarele. Sunt din județul Brăila. M-ar interesa să accesez sub măsura 6-3 pentru dezvoltarea fermelor mici. Sunt înregistrat la APIA de 3 ani. Dețin o cultură de cătină. Mai sunt fonduri disponibile sau aștept 2021? Ce îi răspundem, doamne? Fonduri disponibile sunt anul acesta. Încă nu au început depunerile. S-ar putea la sfârșitul lunii iunie,
din cele auzite sau iulie cel târziu. Dar până atunci, dumnealui, e bine să ia legătura cu un consultant, să-și pregătească documentele necesare pentru întocmirea cererii de finanțare. Și asta înseamnă, nu știu, acum dumnealui nu a precizat cum este înființat ca formă juridică, să meargă să se înscrie la APIA, să își facă în primul rând curs pentru specializare și să verifice dacă îndeplinește punctajul necesar, că, din păcate, în acest an, pentru a ajunge să intre și la finanțare, ca proiectul să nu fie doar eligibil, să fie și finanțat, are nevoie de un punctaj mult mai mare față de anul trecut. Ce înseamnă cel mult puțin, mai mare? Cel puțin 70-80 de puncte. Părerea noastră. În regulă. Bun, haideți să-i răspundem și domnului Cosmin Ghimbaș. E un telespectator fidel din Pitești, dumnealui de fiecare dată revine aici la AgroTV, la Agricultura, la raport cu diferite întrebări, excepție, bineînțeles, că nu face nici ediția noastră din această seară. Ca să obțin fonduri europene, trebuie să am firma mea personală sau cineva din familie? Întrebarea domnului Cosmin Ghimbaș. Firma trebuie să fie persoană fizică, da. Vorba unui cunoscut, unui cunoscut, da. Politician. Exact. Dacă e firma cuiva din familie, nu mai obține dânsul. Corect. Obține cel din familie. Da. Deci răspunsul este că partea de fonduri europene se va obține pe acea pe persoană juridică, nu pe dânsul. Haideți să mergem și la Constanța, să stăm de vorbă cu domnul Marian Drăghici. Bună seara! Da, bună seara. Vă ascultăm. Am și eu două întrebări. În primul rând, vreau să vă întreb pentru sorgul de mături. Vine plantă tehnică sau cultură mare, cum este încadrat și cât ar trebui pentru 12.000 de ESO-uri? Stați puțin, vă facem un calcul imediat. Nu contează încadrarea, este doar vis-a-vis de numărul de ESO-uri și vi-l spun imediat. Dacă nu e prins în tabelul acela cu... Dar din câte știu eu, sorgul este prins. Este. Dacă o cultură nu e prins în tabelul acela cu coeficienți, există, la un moment dat, un punctaj la alte plante neprecizate, se numește. Și atunci este punctajul de acolo. Dar sorgul este, de ce? Pentru că, după cum bine se știe, sămânța de sorg este chiar mai valoroasă decât sămânța de porumb. De multe ori, cantitatea de proteină din sorg este mult mai mare. Ca să spunem așa, în alte țări, gen Brazilia, Argentina, este mâncarea de bază pentru porc, nu este ca la porumbul. Vă trebuie 16 hectare, 16,7 hectare. Da, și mai aveam o întrebare, două grădini de 5.000 de metri, teren din acesta intravilan, se poate înscrie la APIA cu un hectar, ar veni, s-ar putea face ceva? La APIA puteți să înscrie și o suprafață mult mai mică, de minim 3.000 de metri, doar că nu lua subvenție, dar vă puteți înscrie la APIA. Deci un hectar să fac pentru subvenție din două părți, se poate. Da. Minim un hectar, dar nu parcele mai mici de 3.000 de metri pătrați. Aici discutăm pe tot subvenție, dar dumneavoastră la APIA vă puteți duce și cu 400 de metri pătrați. Da. Dar nu veți primi subvenție. Da, exact, înțeleg. Mulțumesc mult! Cu mare plăcere. Mulțumim și noi pentru telefon, mult succes. Uitați că domnul Cosmin Ghimbaș a venit cu alte date. Ne dă și numele firmei, da? Este firma mamei mele și în caietul Caen are obiect de activitate și vânzări în piețe și în târguri. Este înființată respectiva firmă în 2007. Da, pe această... Care e întrebarea aici?
Întrebarea nu există, e mai mult o informare decât o întrebare pentru dumneavoastră. Păi mulțumim! Dumnealui a vrut să ne demonstreze și de data asta că urmărește dezbaterea noastră de aici. Deci, în continuare, banii vor fi luați de către mama dânsului. Domnul Cosmin, dacă ați ascultat răspunsurile invitațiilor mei, ar fi bine să ca țineți, să facem o glumă să cu dânsul, cont de ele. Să fie cu minte și să o asculte pe mama. Da, îi dorim mult succes. Ne spunea că e student la agronomie și cred că e bine dacă vrea să urmeze. Ideea este pentru el, probabil, dacă este student la agronomie, atunci înseamnă că are mari șanse de acum, depinde de suprafața de teren sau numărul de animale, pe ceea ce înseamnă tânărul fermier. Dar atunci înseamnă că el a trebuit să preia acea exploatație agricolă, dar nu acum, ci anul viitor. Dar nu are exploatație, e firmă de comerț. Dar dacă are doar firmă de comerț, atunci nu. Îi trebuie teren. Bun. În acest moment. Sunt convins că, ia uitați, ne și mulțumește pentru răspuns. V-am spus că urmărește ce discutăm aici. Sunt convins că și marțea viitoare va veni cu alte și alte întrebări. Până atunci, haideți să trecem și la un alt telespectator, domnul Ovidiu Madaraș, din județul Alba. Are o întrebare pentru dumneavoastră. Deține un teren de un hectar pe care ar vrea să înființeze o livadă de nuc în toamnă. Pot beneficia de vreun ajutor pentru livadă, ținând cont că pentru îngrădit și plantat dețin bani, dar aș mai avea nevoie de un sistem de irigații și scule pentru întreținerea respectivei livezi. Din păcate, suprafața este prea mică pentru a putea un hectar? Un hectar, da. Pare rău să îi dăm o astfel de veste telespectatorului nostru, dar, cum le spuneam și dățile trecute, de fiecare dată venim în fața publicului nostru cu răspunsuri corecte și sincere, pentru că e important să aibă o bază, să știe de unde pornesc și ce au de făcut. Și trebuie să mai facem o precizare, ca un sfat prietenesc, așa că tot ne urmărește. Suprafața e mică pentru un nuc și mai bine s-ar reprofila pe altceva. Pentru că va avea de aștepta niște ani foarte către buni. Către ce îl îndrumați? La un hectar nu poate decât să meargă pe arbuși fructiferi. În regulă, dacă ne aude telespectatorul nostru, ar fi bine să urmeze sfatul invitaților mei. Domnul Ioan din Bihor este alături de noi prin telefon. Bună seara! Bună seara! Alo! Da! Vă ascultăm! Am prins un proiect, am făcut un proiect 6-3, 15.000 de euro. Da. Ce să știi de și nu chema nimeni la semnat, mai este ceva, nu mai este. Să dau fonduri, este fonduri. Alo, bună seara! Așa, domnul Ioan, ca să vă auzim că nu reușeam să ne înțelegem. Da, ia spuneți. De 15.000 de euro și am depus... Spuneți. E o problemă cu legătura telefonică asta. Probabil dacă o fi avut aceeași problemă ca și unul din telespectatorii care a dat telefon vis-a-vis de probabil cu primirea banilor, atunci trebuie păi doar să așteptăm. Dumnealui nu a precizat că a primit decizie, nu a precizat absolut nimic. Înseamnă că neprimind acea decizie, informare, proiectul dumnealui, chiar dacă a fost eligibil, este nefinanțat. Bun, ce rugăminte am eu la dumneavoastră? Haideți să le explicăm telespectatorilor, oamenilor care au depus diferite proiecte, care sunt pașii până când primesc finanțare, pentru că vin la noi fel și fel de întrebări. Am depus proiectul, mi-a fost declarat eligibil când primesc bani. Haideți să punctăm cei mai importanți pași pe care îi are de făcut un fermier până când își primește primii bani, da? Care sunt etapele? Ce faci? Scrii proiectul, depui. Îl depui. După ce îl depui, vine o comisie. Momentul de selectare. Da? Da? După ce s-a selectat, funcție de punctajul pe care l-ai și de luna când l-ai depus, se fac niște rapoarte lunare de selecție. Dar între timp mai trebuie să mai știe ceva telespectatorii. Este că intermediar după depunerea proiectului și selectare ai așa numită vizită în teren... Nu mai vorbim de aia. Noi vorbeam etapele
la care e să se aștepte. E important vizita în teren, pentru că mulți află, e eligibil, nu este eligibil, nu zic că au venit, n-au venit, că tot sunt. Vizita în teren, selectare, semnare contract de finanțare și apoi depinde de la măsură la măsură, ori așteaptă bani în cont, cum au fost 6-1, 6-3, sau celelalte, mă rog, mai complexe. Uitați pe domnul Ovidiu Madaraș din Alba, l-ați convins cu sfaturile pe care i le-ați dat. Haideți să stăm din nou de vorbă cu domnul Ioan din Bihor. Înțeleg că s-a restabilit legătura telefonică. Alo? Domnul Ioan? Nu cred că ne auzim nici de data asta, nu... Cred că s-a mutat tornada din Sălaj spre Bihor. Doamne ferește, da. E posibil să... Da. Să fi întâmplat lucrul ăsta, pentru că... Un fenomen groaznic ce s-a întâmplat acolo. E, asta demonstrează o dată în plus că e nevoie de asigurări în agricultură. Și, pentru că noi vorbim despre agricultură. În general, sigur, e bine să vă asigurați bunurile, să vă asigurați munca pe care o aveți, cu atât mai mult că asistăm cu toții la aceste transformări, la aceste schimbări. Asta odată, când ai norocul să găsești societăți care să-ți asigure grindina. Și a doua oară, cel mai necesar ar fi apariția în cele din urmă a unui fond mutual care să despăgubească fermierii în asemenea momente de calamitate. Asta trebuie să înțeleagă toți fermierii, de la cel mai mic cu o jumătate de hectar până la cel cu 50.000 de hectare. Ar fi bine dacă s-ar ajunge la acest fond mutual. S-a mai pus în discuție că acest fond mutual ar trebui să devină o prioritate. Cred că ar trebui să fie pe ordinea... Prioritatea numărul unu, pentru că uitați ce se întâmplă și, din păcate, oamenii până nu își văd culturile adăpostite, le văd puse deoparte, sunt supuși hazardului, riscului și au multe lucruri de întâmpinat, de suportat. Chiar dacă e în afara temei noastre, dar e bine să informăm pe fermierii noștri că, de fapt, ei sunt beneficiarii emisiunii noastre. Corect. Degeaba solicităm statului, pentru că, în conformitate cu tratatul de aderare la Uniunea Europeană, statul nu mai are voie să despăgubească aceste fenomene. De ce nu mai are voie? Pentru că Uniunea Europeană a venit și a dat acest instrument în care vine și spune în felul următor: eu, Uniunea Europeană, dacă tu, stat, împreună cu fermierii tăi, faci fondul mutual, 65% din fondurile respective ți le dau eu gratis. Mai pui tu, statul și fermierul, diferența de 35%. Atunci, clar că nu poate să dea și despăgubiri și să aibă și acest instrument la... Bun, haideți să stăm de vorbă cu doamna Mariana din județul Olt. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm, spuneți! Ce întrebare aș avea și eu la dumneavoastră? Deci am făcut un dosar pe apicultură. Așa. Am depus dosarul, mi s-a spus că este eligibil, dar nu primim finanțare, pentru că n-am întrunit punctajul. Nu știm la ce număr s-au oprit, dar în rest, deci totul a fost ok, decât că nu am primit finanțare, pentru că n-am avut punctele necesare. Ce punctaj ați avut? 87. 87? Da. E imposibil, trebuia să fiți selectat... Asta ne mirăm și noi. De ce? În ce lună ați depus acest proiect? În august 2018. Cine v-a dat această înștiințare că a fost declarat și neeligibil? De la Piatra Neamț. Cine, domnule? Un consultant cu care ați depus? Cine? Sofiru. La vizita pe teren, când au venit. Păi tocmai că vizita nu s-a mai făcut. Păi înseamnă că nu ați depus în luna lui august. În ce lună ai depus dosarul? La sfârșitul august, da. Deci la sfârșitul august a depus dosarul. Nu, la aproape toate proiectele, nu aproape, la toate proiectele pe luna lui
August a fost vizită pe teren, inclusiv la cele pe septembrie. La... De la 87 de puncte deja discutăm de un punctaj foarte mare, aproape de maxim. Probabil că ați pierdut probabil ori la cursuri, ori nu știu. Sau păi asta n-am înțeles nici noi. De ce nu... Deci ni s-a declarat că este eligibil prin e-mail, dar nu am primit, nu intrăm la finanțare, așa ni s-a spus, pentru că nu sunt fonduri suficiente. Este eligibil și fără finanțare e ciudat, pentru că aveți punctaj. Deci, poate totuși nu sunt 83, doamnă. 87. 87, pardon. Câte puncte ai avut? Rectific, 55 de puncte. Nu, la 55 de puncte nu, da. Cu siguranță. Da. Cu siguranță. Bun, vă spun și atunci, că... Atunci îl refaceți și îl redepuneți. Atunci îl refaceți în sensul că trebuie făcut, dar nu știu, deja e că extrem de târziu, vă faceți târziu în sensul că vă puteți pierde subvenția Mihai, de la APIA. Nu, mai nu clar. Pierde subvenția de la APIA, pentru că mai are așa. Timp să facă modificări, doar că acele modificări vor suferi penalizări. Deocamdată până pe 9 este fără penalizare, a intrat în vigoare anul acesta directiva, da? Recomandarea, pardon, scuze, corect, care era făcută de Comisia Europeană de a se prelungi cu acest termen de 3 săptămâni fără penalizare și după aceea mai se derulează încă 3 săptămâni cu 1%. Ar trebui să faceți o întreprindere familială, un SRL cu un membru al familiei. Asta ni s-a spus, pentru că n-am făcut, deci am făcut individuală. Da. Păi și acum la momentul ăsta ați făcut treaba asta? Care? Să faceți întreprinderea familială anul ăsta. Nu, pentru că asta am vrut și noi niște clarități. Păi deci claritățile, doamnă, deci putem să mergem mai departe? Da. Foarte rapid. Adică în fiecare zi să faceți câte ceva ca să înființați întreprinderea familială. Bănuiesc că la APIA v-ați declarat până acum. Deci toate documentele au fost... foarte bune, deci n-au avut nimic de obiectat la documente, decât că au spus suntem eligibili, dar nu primim finanțare. Doamne, stai ca pe vremuri, ați luat postul, dar fără loc. Haideți să le spunem la toți telespectatorii noștri, inclusiv și pentru dumneavoastră, când auziți această expresie eligibil și nefinanțabil, este clar că nu primiți bani. Păi care e motivul ca să știm? Deci... Păi motivul este că nu aveți punctajul necesar. Eligibil înseamnă că, într-adevăr, proiectul a fost bine scris, a corespuns cheltuielile cu ce scrie acolo în planul de afaceri, dar nu au ajuns banii până la proiectul dumneavoastră cu 50 și ceva de puncte ale dumneavoastră. Cel mai bun exemplu este, dacă vezi, luați-vă după sport, este chiar dacă la o competiție, să zic, sunt 20 de atleți care încep cursa, nu înseamnă că toți 20 termină pe primul loc. Este un loc 1, 2, 3, 5, 20. Dumneavoastră ați fost pe un loc, nu ați fost pe primele 3. Deci nu mai putem continua, deci n-ar avea rost să înțeleg. Ba da, puteți continua, dar nu primiți banii. Adică dumneavoastră vă înființați întreprinderea familială, depuneți același proiect, exact așa cum a fost făcut, cu specificația că schimba din întreprindere individuală întreprindere familială. Și mai puteți câștiga 30 de puncte. Vreți să-l mai redepuneți anul ăsta? Da, are timp. Vrei să-l mai redepui anul ăsta? Așa, pentru... Doamnă, dar soțul n-are curaj să vorbească cu invitații mei? Da. Intermediați dumneavoastră acest dialog. Da, deci am înțeles, în mare am înțeles ce se întâmplă. Deci continuăm, da. Succes. Bun, succes. Răspuns final e da. Hotărârea a fost la dumneavoastră. Da, da. Bine. Mulțumim. Mulțumim pentru telefon. Bună seara. Mulțumim. Seară bună, numai bine. Luăm și noi câteva minute de publicitate. Deci, da. După pauză ne reîntoarcem la agricultura, la raport. Comisia Europeană și Banca Europeană de Investiții au lansat în data de 29 aprilie un pachet de credite în valoare de 1 miliard de euro destinat în special tinerilor agricultori. În 2017, 27% din cererile de împrumut transmise băncilor de către tinerii agricultori din Uniunea Europeană au fost respinse, în comparație cu doar 9% pentru alte ferme. Pachetul de 1 miliard de euro anunțat de comisarul pentru agricultură Phil Hogan are drept scop creșterea accesului la finanțare pentru fermierii din Uniunea Europeană, în special pentru tinerii agricultori. Comisarul pentru agricultură și dezvoltare rurală Phil Hogan a declarat:
Accesul la finanțare este esențial și prea adesea un obstacol pentru tinerii care doresc să se alăture profesiei. Cu 11% dintre fermierii europeni sub vârsta de 40 de ani, sprijinirea tinerilor agricultori în acest sector este o prioritate pentru Comisia Europeană și pentru politica agricolă comună după 2020. Programul va fi administrat la nivel de stat membru de către bănci și societăți de leasing care operează în întreaga Uniune Europeană. Băncile participante ar trebui să se alinieze cu suma angajată de Banca Europeană de Investiții, aducând astfel suma totală la un potențial de 2 miliarde de euro, iar prioritatea ar trebui acordată tinerilor agricultori. Acest nou program de împrumut face parte dintr-o inițiativă comună a Comisiei Europene și a Băncii Europene de Investiții, care urmărește să reunească sprijinul existent al Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. Noi norme privind ajutoarele de stat. Comisia crește sprijinul național acordat agricultorilor până la 25.000 de euro. Plafonul pentru sprijinul național acordat agricultorilor va crește în mod semnificativ, permițând o mai mare flexibilitate și eficiență, în special în perioadele de criză și situații care necesită un răspuns rapid din partea autorităților publice. În prezent, Comisia a adoptat norme revizuite privind ajutoarele de stat în sectorul agricol, crescând suma maximă pe care autoritățile naționale o pot utiliza pentru a sprijini fermierii fără a fi nevoie de aprobarea prealabilă din partea Comisiei. Această decizie va permite țărilor Uniunii Europene să sporească sprijinul pentru agricultori fără a distorsiona piața, reducând în același timp povara administrativă pentru autoritățile naționale. Prin majorarea valorii maxime a ajutorului pentru agricultori, autoritățile naționale vor avea mai multă flexibilitate să poată reacționa mai repede și mai eficient în vederea susținerii fermierilor vulnerabili. Valoarea maximă a ajutorului care poate fi distribuită pe fermă, pe o perioadă de 3 ani, va crește de la 15.000 la 20.000 de euro. Pentru a evita orice denaturare potențială a concurenței, fiecare țară a Uniunii Europene are o sumă națională maximă pe care nu o poate depăși. Fiecare plafon național va fi stabilit la 1,25% din producția agricolă anuală a țării în aceeași perioadă de 3 ani, de la 1% în normele actuale. Aceasta reprezintă o creștere a plafonului național de 25%. Pentru țările care optează pentru cel mai înalt plafon, noile norme impun crearea de registre centrale obligatorii la nivel național. Acest lucru va permite urmărirea ajutoarelor acordate pentru a simplifica și a îmbunătăți furnizarea și monitorizarea așa numitului ajutor de minimis. Mai multe state membre mențin deja astfel de registre, ceea ce le va permite să aplice imediat plafoanele mai mari. Plafoanele crescute intră în vigoare la 14 martie și se pot aplica retroactiv ajutoarelor care îndeplinesc toate condițiile.